Directorul OTV Doru Iuga și celelalte 5 persoane arestate în dosarul de proxenetism cu minori rămân în spatele gratiilor. Judecătorii tribunalului l-au respins astăzi recursurile, iar decizia este definitivă. Majoritatea au încercat să convingă instanța să-i elibereze, susținând că singura lor vină este că sunt homosexuali. Rudele venite la tribunal să-i susțină spun că se tem pentru viața lor, asta după ce unul dintre inculpați a ajuns din arest direct la spital în stare gravă, cu o dislocare de șold, eveniment catalogat de autorități ca un accident.